casa lui la Capernaum a fost găzduit ani mulți și Mântuitorul Iisus Hristos după ce a plecat din Nazaret. La Capernaum, lângă mare, Sfântul Apostol Petru era pescar împreună cu fratele său Andrei. Ambii au fost la început ucenici ai Sfântului Ioan Botezătorul. Dar Ioan Botezătorul le-a spus că, iată, cel pe care l-a botezat în Iordan, care este Miel Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii, este Mesia, cel așteptat, Fiul Dumnezeu. Și la îndemnul Sfântului Ioan Botezătorul, ei l-au urmat pe Iisus. Iisus i-a întâlnit pe acești doi pescari, împreună cu frații Iacob și Ioan, fiul lui Zebedei, și a chemat la apostolie.